Lucrările la centrul de colectare prin aport voluntar din Ceamata se apropie de finalizare. Proiectul este finanțat prin Programul Național de Redresare și Reziliență. Suntem pe ultima sută de metri cu lucrările. S-a turnat betonul la platformă, pardoseala la hală, se montează acoperișul, iar acum se lucrează la iluminatul public al centrului de colectare prin aport voluntar. Urmează ca Ministerul Mediului să trimită cele 15 containere pentru deșeuri, pentru că acest proiect a fost finanțat de guvern cu aproape 5 milioane de lei prin programul PNRR, ca urmare a proiectului depus de primărie, transmit reprezentanții administrației locale.